Eu, salutare prieteni și bună ziua sau bună după amiază și bine v-am găsit la un nou video de pe canalul Aga Family. Astăzi o să vorbim despre un videoclip care am făcut vreo două pe canalul ăsta și toate v-au plăcut, toate au la 8-10 mii de vizualizări. Ti plătești TikTok-ul? Cu cât ti plătești TikTok-ul? Faci bani din TikTok și așa mai departe. Uitați-vă că eu de ceva timp sunt și folosesc această aplicație și pe un cont am început să primesc bani și vreau să împartă și cu voi cât m-a plătit TikTok-ul pe 7-8 luni de zile, aproape un an de zile, 7-8 luni de zile. O să vă arăt câți bani am făcut eu, cum te plătești TikTok-ul, pe vizualizări și așa mai departe. Așa că dacă tu vrei să te apuci de TikTok, în primul și în primul rând, vreau ca să-ți iei gândul ăsta la o parte că tu îți îmbogățești pe TikTok și îți faci bani și îți trăiești din TikTok și așa mai departe. Dacă nu îți faci live-uri. Sau poate îți faci un conținut care îți ducă doar de la milioane de vizualizări. Doar atunci poți să zici că o să faci bani serioși din TikTok. Dar dacă o să ai 20, 30, 40 de mii de vizualizări standard în fiecare zi, cu siguranță nu o să faci așa de mulți bani din TikTok. O să faci ceva bănuț, dar banii ăștia nu o să-ți decide ție viața. Așa că toate fiind spuse, dați-vă arăt câți bani am făcut eu în decurs de 8-7 luni de zile. Intrăm frumos pe canalul meu de TikTok. Opa! Așa, dați stângă Bluetooth pentru că este părintă muzică așa. Uitați-vă că pe contul ăsta eu am 38.231 de abonați. Acestea sunt vizualizările mele și acum o să vorbim despre vizualizări și despre cum te plătești TikTok-ul și deși viața așa e de cruntă cu TikTok-ul ăsta. Intrăm la TikTok Studio frumușel. Așa. Și ne ducem la programul de recompense pentru creatori. Înainte era Creativity program beta. Acum este programul de recompense pentru creatori. Acum vedem statisticile mele din ultimele zile. 91.000 de vizualizări, număr net de urmăritori și așa mai departe. Ok. Intrăm la programul de recompense pentru creatori. În ultimele 7 zile TikTok-ul ne-a dat 4,51 € de cenți. Ce-i drept că nici n-am fost foarte, foarte activ. Acum uitați-vă atent, pentru că asta este foarte important, uitați-vă RPM-ul meu și de slab la TikTok, din cauza că se uită majoritatea din Republica Moldova. Dacă se uitau persoane din România, din Canada, din Franța, din Italia, din America, foarte important, RPM-ul este în loc de 13 cenți pe 1000 de vizualizări, trebuia să fie 80 de cenți, un dolar și mai sus de un dolar și atunci, da, atunci poți face bani mult mai serioși. De ce este foarte, foarte important conținutul care ți-l alegi tu TikTok, în ce limbă este și la care public se adresează. În cazul meu, că se duce totul în Republica Moldova, asta este 13 cenți, 1000 de vizualizări, sărăcuți, sărăcuți, dar în fine. TikTok-ul ne-a calificat doar 34,5 mii vizualizări în ultimele 7 zile, restul nu. După cât vedeți aici, ultima plată care s-a făcut luna trecută pe 30.06.2024 am scos 39 € și 25 de cenți. Ne uităm dintotdeauna, de când am aplicat pe data de 17.07.2023, uitați-vă că e un an de zile, oameni buni, 16.07, eu deci n-am tras atenția, este un an de zile practic. TikTok-ul m-a plătit 317,20 € pentru 1.700.000 de vizualizări calificate. Acum o să vedeți câte vizualizări am avut eu și cât ne-a calificat TikTok-ul. TikTok-ul într-un an de zile ne-a calificat doar 1.700.000 de vizualizări cu RPM-ul de 18 cenți. Imaginați-vă, dacă era RPM-ul ăsta un dolar, deja trebuie să am 1000 și ceva de dolari. Dar în fine, asta este, nu ne plângem înțelegești de atâta. Am un videoclip. Duet și aici scrie, descalificat. Dacă faci un duet și are mai mult de un minut, chiar și vorbești cu cineva sau despre cineva, videoclipurile astea tot nu intră și nu sunt plătite și nu se plătesc. Chiar dacă videoclipul ăsta are aproape 5000 de vizualizări, nu se plătește niciun cent pe asta. Aici RPM-ul ăsta valorează, diferențiază mai exact la fiecare videoclip. Uitați-vă că aici este 13 cenți, 16, 14, 16, 17, 17, 15. Am o medie de 15 cenți, 16 cenți pe 1000 de vizualizări.
Asta este foarte scăzut. Uitați-vă că am unul care are 26 de cenți pe 1000 de vizualizări. Și pentru 12 întreg și 5 vizualizări care făcate, TikTok-ul m-a plătit 11... Nu. A, uitați-vă, am un videoclip, dați mai exact. Videoclipul ăsta în total are total vizualizări videoclip 259 de vizualizări. TikTok-ul a considerat calificate doar jumate din ele, 152. Cu RPM-ul de 0.3 și 0.7. Uitați-vă și RPM-ul de el ne-a pus animalul ăsta de TikTok când am avut așa de multe vizualizări. Ok, vizualizări necalificate 106.004. TikTok-ul e considerat că nu sunt calificate din cauza și durat vizualizări repetate de la același utilizator. 13% din toți utilizatorii s-au uitat de două ori și nu-ți consideră vizualizarea. Na, e ca na. Nu au fost vizualizate în flux pentru tine și așa mai departe. Ok. Acum, toate fiind spuse, în orice caz, orice videoclip care îl postezi pe TikTok, vine 30 cenți, 1 euro, ia că mai am unul care este descalificat, dar nu știu din ce cauză și așa mai departe, din cauza la melodii, poate și așa și pe dincolo. Dar în fine, uitați-vă că eu postând, am făcut 317 euro în decurs de un an de zile pe TikTok. Așa că acum o să încerc să mă uit la statistici. Vezi toate statisticile? Ok, în ultimele 60 de zile. La statistici, doar în ultimele 2 luni de zile am 1.100.000 de vizualizări. Dar dacă punem într-un an de zile... Personalizat, spectator, conținut urmăritor. În fine, nu știu cum să găsesc, spun să vă arăt în ultimul an de zile câte vizualizări au avut canalul meu de TikTok, dar uitați-vă că în ultima lună au avut jumătate de milion de vizualizări. Cu toate fiind spuse, cam așa, TikTok-ul te plătește, dar plătești foarte puțin și nu se calculează toate vizualizările. Așa că dacă vrei să te apuci TikTok, nu te gândi că este îmbogățești psama la asta. Dar în orice caz poți continui să postezi, nici nu știi cum unele videoclipuri o să duc și o să aibă foarte multe vizualizări și o să câștigi și tu ceva pe baza la asta. Dacă nu ești omul care dorești să facă live, să cerșească cadouri sau să ceară cadouri de la oameni. În fine, toate fiind spus, uitați-vă că în decurs de un an de zile TikTok m-a plătit pe vizualizări 370 sau cât acolo de euro. E mult, e puțin, nu știu, dar în fine, măcar ceva. Mai am un canal care are 48.000 de urmăritori. Mă schimb pe canalul ăsta, aproape am 49.000. Dar pe canalul ăsta TikTok-ul nu m-a plătit niciun cent din cauza că canalul ăsta nu este activat la monetizare, că contul a fost făcut în Portugalia și Portugalia până ce nu plătește pentru vizualizări. Intrăm la instrumente pentru creator și uitați-vă că aici n-apare recompense pentru creatori, dar apare la monetizare, apare cu totul și cu totul altceva. Așa, stați că se încarcă greu la mine TikTok-ul. În orice caz, dacă vă place TikTok-ul, dacă vă place YouTube-ul, orice nu v-ar plăcea, puteți să începeți să postați. Și cel mai important, că trebuie să fii cât și pe TikTok, cât și pe YouTube, cât și pe Instagram și pe toate rețelele, consistent. Dacă vrei să faci bani, dacă vrei să crești în număr de urmăritori, de vizualizări și așa mai departe, trebuie să fii consistent să faci asta zilnic. A apărut o eroare, din păcate nu vă pot arăta... Nu vă pot arăta că pe contul ăsta nu există monetizarea. În fine, cam atât am avut de spus. Scrie tu în comentarii câți bani ai făcut din TikTok și dacă ți-ai activat monetizarea pe TikTok. Iar noi ne vedem în curând cu un nou video de pe canalul Agafemily. Pași afară!